Bogdan Cuza, strănepotul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost oaspete de seamă astăzi al liceului din Buzău, care din toamnă va purta numele marii personalități din istoria țării. Cu acest prilej, la liceul tehnic Buzău a fost dezvelit un portret de 2 metri pe 2 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fondatorul României Moderne. Mă simt deosebit de onorat să pot fi între dumneavoastră în această zi pe care personal nu o să o iei niciodată. Făcând abuz de falsa modestie, vreau să vă spun că dacă la 1859 Cuza v-a vizitat într-o zi de sâmbătă, eu v-am vizitat într-o zi de vineri. Sunt multe de spus. În primul rând, acest teritoriu național împrejmuit de munții Buzăului este un spațiu mirific și acesta lăsat de Dumnezeu. Legenda spune că țara Loanei vine de la numele unei semizeițe de o frumusețe răpitoare care, văzând zona, s-a îndrăgostit și de un localnic. Și ca să fugă de furia fostului ei iubit, se ascundea printre stâncile Buzăului și de aici se explică numărul mare de peșteri și de grote. La inițiativa conducerii liceului tehnic, la evenimentul de azi au participat printre alții primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, dar și strănepoata lui Alexandru Marghiloman, Irina Vlăduca Marghiloman. Oaspeții au fost recompensați cu medalii de onoare și diplome de merit din partea conducerii liceului tehnic. Plecăm mult mai bogați astăzi acasă, nu numai de cunoștințe, ci cred că avem și sufletul nostru dansează astăzi, de fapt, pentru că, într-adevăr, ne-am bucurat cu toții de acest moment și de valorile pe care le-am împărtășit. Nu putem continua, de fapt, nu putem finaliza această zi de astăzi fără a aduce niște mulțumiri absolut speciale celor care sunt astăzi aici alături de noi și care au împărtășit cu noi din sufletul lor. Și vrem să dăm, să acordăm medalia de onoare a Liceului Tehnic Buzău, care s-a decis în cadrul Consiliului de Administrație din data de 17.1. domnului doctor economist, doctor jurist, doctor honoris causa, domnul Cuza Bogdan Gheorghe. Spun, și anume faptul că sunt atât de impresionat încât simt cum deasupra noastră plutește spiritul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care vă mulțumește pentru binecuvântare. Vă mulțumim mult pentru prezență, vă mulțumim mult pentru tot ce s-a întâmplat astăzi aici. Știm, le mulțumesc în primul rând colegilor mei pentru eforturile pe care le-au depus ca să realizăm ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, iar onoraților noștri invitați, nu putem face altceva decât să le plecăm capul și să le mulțumim încă o dată că ne-au fost alături. Vă mulțumim! Evenimentul de azi are legătură cu decizia luată de conducerea liceului la sfârșitul anului trecut de a schimba denumirea unității de învățământ în urma unui sondaj de opinie realizat online. În luna decembrie, liceul tehnic a depus documentația necesară în vederea modificării titulaturii începând cu anul școlar următor. O să vă anunț că buzoienii iubesc
pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza într-o așa proporție încât peste 90% dintre buzoieni au ales Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza. Iată de ce noi ne vom numi Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, bineînțeles, de la 1 septembrie, pentru că legea așa prevede să ne numim de la 1 septembrie, pot însă să vă spun că în ziua în care s-au împlinit cele 3 săptămâni de la momentul 5 octombrie când am pornit procedura, în acea zi în care votul s-a încheiat, Consiliul de Administrație al Liceului s-a întrunit și cu unanimitate a decis că aceasta va fi denumirea Liceului Tehnic începând cu 1 septembrie. Urmează, bineînțeles, procedurile legale privind atribuirea numelui mai departe. După ce avem Liceul Marghiloman, iată că avem și Liceul Alexandru Ioan Cuza. Aceste două nume, așa cum au demonstrat și oamenii de față, au fost uniți. Acel copil se pare de 5 ani, Alexandru Marghiloman, o însoțea pe Irina Marghiloman, mama lui, atunci când s-au întâlnit cu Alexandru Ioan Cuza, care m-a uimit această cifră de 90% cu care a fost ales numele, dar este poate o coincidență fericită, pentru că Alexandru Ioan Cuza n-a sărbătorit primul an de domnie nici la Iași, nici la București, nici la Focșani, ci la Buzău. Și este surprinzător că nu s-a gândit nimeni până acum să dea numele Alexandru Ioan Cuza unități de învățământ în condițiile în care Buzău, în afară de Focșani, bineînțeles, dar și aici am și istoricii sunt aici, Hora Unirii nu s-a jucat în Focșani, s-a jucat în Focșanii Munteni, nu Focșanii Moldoveni, Milcovul era la jumătate. Deci s-a jucat în Muntenia, nu în Moldova, că am avut o discuție și pe treaba asta. Evenimentul de la Liceul Tehnic s-a desfășurat în contextul împlinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române, fiind un bun prilej pentru a se evoca personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dar și de a fi relatate amănunte despre șederea acestuia la Buzău în preajma zilei de 24 ianuarie 1859. Mai multe amănunte despre dezbaterea de azi veți avea în jurnalul Campus TV de luni.